Bună ziua, stimați jurnaliști! Suntem gata către ședință. În primul rând, țin să vă mulțumesc că ați dat curs invitației. Știu cât de importantă este această conferință și cât de mult a așteptat-o și presa, dar mai mult și societatea civilă, prin care noi să expunem ce s-a întâmplat pe data de 30 iunie la aeroportul internațional Chișinău. Ce-ați spus? Microfonul se pune în sus, că nu-i sunet. Nu-i sunet. Nu-i sunet. Da, nu-i sus, la altă boxă. Aici, pe masă. Păi ia, boxă e aici, boxă e spate, boxă e aici. Boxă, ura, boxă, boxă. Nu știu ce faci, boxă. Okay. Suntem gata? Da, putin. Este foarte important pentru noi ca oamenii să cunoască progresele și activitățile pe care noi le desfășurăm în cadrul Ministerului Afacerilor Interne împreună cu echipa în folosul societății. Misiunea de bază a MAI este asigurarea securității cetățenilor. Și este esențial pentru noi ca jurnaliștii să relateze zilnic despre activitățile noastre. Cunosc că așteptați cu mare interes acel raport, însă până a trece la raportul nemijlocit, doresc să aduc la cunoștința dumneavoastră activitățile care le-am desfășurat din data când am fost numit ministru afacerilor interne. Așadar, am realizat întrevederi bilaterale cu oficiali ai corpului diplomatic, cu omologi din România și Austria și conducerea organizațiilor internaționale cu activitate în Republica Moldova. Am participat personal la bilanțurile desfășurate în cadrul aparatului central și inspectoratelor pentru a evalua procesele operaționale, deficiențele, dar și progresele înregistrate. Am efectuat deplasări în teren, în special în zona de nord care a fost afectată de calamitățile naturale. Am avut numeroase întâlniri cu societatea civilă și discuții cu cetățenii. Am analizat atent conținutul petițiilor adresate Ministrului Afacerilor Interne. Urmarea acestor activități și a studierii ultimilor sondaje de opinie publică, am reușit să identificăm nevoile, grijile și preocupările oamenilor. În funcție de aceste cerințe ale societății, am tras imediat priorități de primă importanță și acțiunile de perspectivă pe care Ministerul Afacerilor Interne le-a implementat imediat. Astfel, am luat decizie să intensificăm măsurile de asigurare a securității pe drumurile publice. Este una din prioritățile noastre. Este impresionant interesul populației pentru siguranța în trafic. Condițiile de protecție pentru deplasarea zilnică, pentru prevenirea încălcărilor regulilor de circulație rutieră, diminuarea accidentelor cu urmări grave. Oamenii doresc drumuri sigure în Moldova. Este normal ca drumuri siguri să fie dorite de cetățeni și de membrii familiilor lor. Din păcate, am constatat situații de risc crescut pentru securitatea în trafic, chiar dacă numărul accidentelor grave conform statisticilor, este în scădere. Evaluarea a identificat următoarele probleme grave care le întâmpinăm ca rezultat acestor accidente, și anume conducerea în stare de ebrietate sau narcotică, viteza excesivă, conducerea agresivă. Vă prezint ultimile rezultate ale încălcărilor regulilor de circulație rutieră pe drumurile publice înregistrate în ultimele 8 luni a anului curent. Deci au fost documentate depășiri a limitei de viteză în număr de peste 123.000. De asemenea, sunt cazuri de șofat în stare de ebrietate unde au fost documentați peste 4.000 de conducători. Avem peste 270 de cazuri de încălcare a regulilor de circulație rutieră prin comportament agresiv. Peste 10.000 de cazuri de neacordare a priorității pietonilor. Dar și pietonii la rândul lor au încălcat
peste 23.000 de ori. De asemenea, datele din sistemul informațional automatizat, registru, ne arată că în cele 8 luni a anului curent s-au înregistrat peste 1.200 de accidente în trafic rutier, între care 122 de persoane au decedat, iar 1.497 au fost traumatizate. Numai din cauza vitezei neadecvate sectorului de drum au fost produse 378 de accidente, dintre care 64 de persoane au decedat, iar altele 456 au fost traumatizate. Totodată, din numărul total de accidente, 90 s-au produs din cauza șofatului în stare de ebrietate. Astfel, 18 persoane au decedat, iar altele 113 au suferit diferite traumatisme. Din cauza acestor statistici, am solicitat Poliției Naționale acțiuni imediate. Acțiunile sunt centrate pe combaterea consumului de alcool, combaterea consumului de stupefiante. Special acestui segment planificăm implementarea unui proiect pilot de testare a consumului de droguri cu aparate specifice destinate acestui scop. Rezultatele acestei activități pilot va contribui la fundamentarea modificărilor legislative aflate deja în Parlament. Termenul de implementare este imediat. Ne propunem să pilotăm utilizarea narcodragilor astfel încât în momentul operării modificărilor legislative să fim pregătiți să le utilizăm la maxim, inclusiv să întărim alte propuneri pentru îmbunătățirea proiectului respectiv. Respectarea regulilor de trafic la nivel național se va axa pe respectarea limitei de viteză, mai ales în jurul instituțiilor publice și de învățământ, aglomerările urbane, acordarea priorității pentru pietoni, în special pe arteriile care sunt intens folosite. Stoparea curselor ilegale de mașini, așa zise raliuri nocturne, care tulbură liniștea cetățenilor. Vor fi verificări cu privire la modificarea tehnică a mașinilor fără autorizare, reutilarea acestor mașini. Avem în calcul să folosim mașini capcană pentru documentare, inclusiv montarea camerelor de supraveghere în locurile deja cunoscute de Poliția Națională, unde sunt organizate aceste raliuri. Vă anunțăm oficial că începând de seara trecută, 3 septembrie, au fost pornite acțiuni la nivel național pentru prevenirea și combaterea abaterilor de la regulile de circulație pe drumurile publice. În acțiune se desfășoară activitățile sub genericul drumuri sigure în Moldova. Lucrăm deja pe hărți cu risc crescut de accidente rutiere în zone sensibile. Cetățenii trebuie să cunoască faptul că Poliția Națională este prezentă în stradă cu acțiuni de informare și conștientizare cu privire la nevoile respectării regulilor circulației rutiere. Suntem transparenți și pentru acest lucru am hotărât să permitem presei să asiste la intervențiile Poliției Naționale de asigurare a securității pe drumurilor publice. Detalii vor fi oferite de către Inspectoratul General de Poliție. În paralel cu aceste acțiuni, deja Ministerul Afacerilor Interne și Poliția Națională lucrează pentru un set de propuneri de ajustări la cadrul normativ, cu privire la răspunderea încălcărilor ce țin de conducerea automobilului fără permis, în special de către minori sau persoane care nu au permis, să fie răspunderea diferită de acelor care au fost suspendați de dreptul de a conduce mijloacele de transport. Astfel, aceste două încălcări vor fi clar stabilite și vor avea un impact, aceste sancțiuni vor avea, cred că, un impact descurajator. Vom lua măsuri cu privire la neadmiterea șofatului pe celor care permisele le-au fost suspendate sau sunt privați de dreptul de a conduce. Este posibil ca cei care au dreptul suspendat, anulat, să continue să șofeze. Iată de ce ne propunem organizarea filtrelor și verificărilor în trafic, inclusiv a istoricului încălcărilor admise, astfel să individualizăm aplicarea sancțiunilor contravenționale. Inspectoratul Național
securității publice, doar în două luni, începând cu luna iulie, a aplicat suspendarea dreptului de a conducere în privința la 220 de conducători auto. Și aici doresc să facem o comparație. Pe parcursul anului 2022, în instanțele de judecată au fost aplicate privarea dreptului de a conduce în cazul la 751 de conducători. De asemenea, avem în vedere confiscarea specială a bunului cu care s-a produs accidentul rutier din cauza consumului de alcool sau substanțe stupefiante. Primul caz în care s-a aplicat confiscarea mijlocului de transport este cel a polițistului din Florești, documentat că a condus mașina sub influența alcoolului. Astfel de practici vor fi continuate. Cu privire la diminuarea ambuteiajului și blocărilor în trafic din cauza accidentelor rutiere, punem accent pe tehnologizarea constatărilor în cazul accidentelor rutiere prin dotarea unor mașini cu softuri speciale care reconstruiesc virtual dinamica producerii accidentului într-un timp record, scurtând astfel timpul cercetării și evitând ambuteiajul. Știu că este din domeniul Star Trek, dar acest lucru se va întâmpla în septembrie și doresc să mulțumesc pe această cale guvernului Germaniei care va oferi astfel de mijloace. Luăm în calcul și conlucrarea interinstituțională cu companiile de asigurări, cu privire la ridicarea pragului de valoare a daunelor pentru cazul înțelegerii amiabile în caz de accident, astfel încât să putem diminua plasarea mașinilor în ambuteiaje pe carosabil în cazul când avem accidente minore și fără victime omenești. Vreau să anunț părinții că Poliția Națională are grijă de siguranța copiilor. Prin misiuni de protejare a proximității școlilor, mai ales acum la început de an școlar, pe când copiii se vor deprinde să respecte regulile și obiceiurile cotidiene de mers la școală. Avem patrule de fluidizare a traficului și patrule de descurajare în proximitatea școlii pentru șoferii indisciplinați. Protejarea copiilor este principala prioritate pentru noi toți. Pentru a fi cât mai aproape de cetățeni și a înțelege nevoile acestora, vom efectua sondaje de opinii frecvente, în scopul de a ne ghida mai bine acțiunile pentru rezolvarea problemelor comunității. Astăzi deja avem lansat un sondaj accesibil prin QR code pe orice smart mobil sau îl puteți accesa de pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor Interne și a IGP-ului. Rugăm să mediatizați acest serviciu atât de necesar asigurării condițiilor de trai mai bune și siguranței societății. Un alt obiectiv pe care ne l-am propus și îl realizăm este scăderea timpului de reacție la intervenții. Pe acest domeniu a fost înființată o comisie prin ordinul ministrului pentru îndeplinirea misiunilor trasate de către prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Recean, care vizează scăderea timpului de reacție la intervenții. Comisia are trasate trei sarcini. 1. Delimitarea atribuțiilor pe plan de ordine publică. Implementarea principiului intervenției cele mai apropiate patrule fără limită teritorială. Reorganizarea funcțională pe criterii unice în domeniul ordinii publice și asigurarea interoperabilității misiunilor în sistemul afacerilor interne. De asemenea, o activitate importantă pe care mai eu o va întreprinde este preluarea în curând a serviciului 112 pe care noi îl vom gestiona pe deplin. Cu împlinire, vă anunț că Inspectoratul General a Situațiilor de Urgență a depus joi cererea de certificare internațională USA pentru o echipă din cadrul IGSU. Cererea a fost înaintată secretarului general de la Geneva, International Research and Rescue Advisory Group, ONU, prin care cerem acordarea certificatului internațional pentru echipele noastre. Polonia, care este țară mentor pentru Moldova, a dat acceptul pentru depunerea dosarului de certificare. Este primul pas în confirmarea profesionalismului echipelor noastre de salvatori și pompieri.
Parcursul procedurii pentru admiterea ca membru USR este de peste 2 ani. Așadar, noi punem cărămizi durabile pentru construirea viitorului. Echipele internaționale USR sunt instruite pentru intervenții specializate în caz de cutremur. Spre exemplu, țara vecină, România, are doar o echipă certificată USR. Ne dorim și noi. Astfel le urez succes colegilor de la EGSU pe drumul lung de certificări și verificări. Un alt obiectiv reprezintă poliția în comunitate, mai aproape de cetățeni. Pentru ca Ministerul Afacerilor Interne să fie mai aproape de cetățeni, au fost constituite Consiliile de Siguranță Comunitară. În Republica Moldova funcționează în total 816 consilii cu peste 5500 de membri, dintre care 201 consilii au fost constituite pe parcursul anului 2023. Pe parcursul a 8 luni a anului curent, de către angajații poliției în colaborare cu membrii consiliilor, au fost desfășurate peste 1200 de ședințe în care au participat aproximativ 10.000 de participanți. În vederea intensificării diverselor probleme de siguranță comunitară cu care se confruntă cetățenii din localități, au fost desfășurate 680 de sondaje de opinie în rândul locuitorilor, conform căruia au fost identificate probleme de siguranță comunitară, circa 583 de probleme revin poliției, iar 611 probleme identificate sunt de competența autorităților publice locale sau alți actori. Ministerul Afacerilor Interne încurajează activitatea consiliilor și se va implica activ în promovarea acestora pentru a spori legătura cu comunitățile locale, în scopul asigurării unui climat de securitate stabil și creșterea calității vieții pentru cetățenii noștri. De asemenea, continuăm să fim mai aproape de cetățeni prin simplificarea și digitalizarea serviciilor prestate. De curând a fost aprobat de guvern conceptul sistemului informațional migrație. Centrul de justiție familială este aproape de lansare. În urmă, cu puțin timp, am mers personal și am vizitat acest centru ca să mă conving despre progresul și gătința pentru sfârșitul lunii septembrie pentru a fi dat în exploatare. În curând, echipamentele de ultimă generație vor fi importate și amplasate în centrul respectiv. Între timp, colaboratorii desfășoară instruiri comune pentru a asigura serviciile necesare societății civile. Pe plan de integrare europeană, foaia de parcurs, pe parcursul celor aproape 2 luni, de mandat am evaluat activitatea Comisiei pentru Integrare Europeană la nivelul Ministerului Afacerilor de Interne. Toate sarcinile asumate de către MAI au fost îndeplinite fără a fi înregistrate restanțe. S-a reușit în termeni stabiliți reglementarea domeniilor armelor și munițiilor cu destinație civilă, fiind ajustat cadrul normativ în vigoare. A fost ajustată foaia de parcurs pentru integrarea europeană pentru ca afacerile interne să fie pregătite pentru implementarea angajamentelor odată cu deschiderea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Și acum o să trecem la subiectul de bază și anume ancheta pe aeroportul internațional Chișinău. După incident, a fost imediat lansate două acțiuni, și anume ancheta de serviciu în vederea stabilirii și examinării circumstanțelor producerii atacului armat, care a fost desfășurat de către Serviciul Protecției Interne și Anticorupție. Paralel cu această anchetă a fost inițiat controlul tematic în vederea evaluării activităților organizaționale și operaționale a sectorului Poliției de Frontieră, Aeroportul Internațional Chișinău. Acest control tematic a fost desfășurat de către o comisie care a fost constituită prin ordinul Ministrului Afacerilor Interne.
Comisia de control a stabilit multiple deficiențe, abateri și lacune. Nivelul neadecvat de elaborare și implementare a politicilor în domeniul securității aranauce și ordinii publice, precum și controlul necorespunzător asupra implementării acestor politici. Lipsa reglementărilor privind modul de gestionare a situațiilor specifice și de criză în modul de și modul de asigurare a securității aeronautice și ordinii publice în cadrul aeroportului internațional Chișinău. Ultimul și unicul document care reglementează această activitate este din anul 2013, care nu este ajustat și nu mai corespunde rigorilor și nivelului de risc care există la moment. Managementul organizațional și operațional defectuos al sectorului de poliție de frontieră, dotarea insuficientă a sectorului poliției de frontieră, inclusiv în contextul concesionării aeroportului internațional Chișinău. Toate abaterile, neconformitățile și lacunele existente au fost condiționate în mare parte de deficitul pronunțat de personal și aici vreau să menționez că deficitul este de 37,2%. Lipsa instrucțiunilor și instruirilor în scopul dezvoltării capacităților de intervenție profesională în exercițiul funcției a personalului sectorului de poliție de frontieră, inclusiv gestionarea în situații specifice și de criză. Infrastructura și dotările de securitate existente, prezente sau a prezentat la momentul controlului unele deficiențe care îngreunează substanțial realizarea atribuțiilor stabilite în sarcina poliției de frontieră și anume circumstanțe ce pot favoriza riscuri în adresa sănătății și vieții personalului sectorului poliției de frontieră. Însă, unele din aceste responsabilități sunt de competența administrației aeroportului. În perioada concesionării activilor, întreprinderii stat aeroportul internațional Chișinău, concesionarul Avia Invest nu și-a ordonat și onorat obligațiunile de fortificare a capacităților de securitate, plasând accentul primordial pe activitatea economică și implicit sporirea beneficiilor financiare. Astfel, aceste acțiuni au dus în particular la niște deficiențe, și anume, în urma reconstrucției terminalului aeroportului, Avia Invest a lipsit sectorul poliției de frontieră de încăperea destinată unității operaționale și de conducere. Nu a amenajat încăperi specializate pentru intervediere, plasarea persoanelor cărora nu le-a fost autorizată intrarea în țară. Nu a instalat turnichete, uși de acces între cabinele de control a documentelor, fapt care favorizează riscul trecerii necontrolate a frontierei de stat. Vreau să menționez că multiple solicitări din cadrul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră au fost înaintate către Avia Invest, însă aceste solicitări privind asigurarea tehnică și utilarea tehnică a aeroportului au fost fără careva reacție. Ca urmare a anchetei de serviciu și în contextul abaterilor disciplinare comise, au fost sancționați disciplinar 9 angajați din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Aeroportul Internațional Chișinău. 5 angajați au fost sancționați disciplinar cu mustrare aspră, un ofițer superior și 4 subofițeri superiori din cadrul Unității de Control a Frontierei. 4 angajați au fost sancționați cu concediere, șefii adjuncți a sectorului Poliției de Frontieră, șeful de tură a Unității Control al Frontierei și ofițerul superior operativ de serviciu a Serviciului Dispecerat a Centrului Regional de Coordonare. În contextul abaterilor disciplinare comise, șeful Inspectoratului General Poliției de Frontieră a fost sancționat disciplinar cu mustrare aspră.
Urmează a fi înaintată propunerea către Guvernul Republicii Moldova cu referire la demisia secretarului de stat responsabil de acest domeniu și anume elaborarea politicilor de siguranță și ordine publică în contextul controlului slab de implementare a politicilor elaborate în cadrul Ministerului Afacerilor Interne pe segmentul DAT. Imediat după ce au fost inițiate aceste anchete și control, au fost întreprinse și niște măsuri imediate de prevenție a astfel de cazuri pe viitor. Și anume, s-a trecut la organizarea serviciului în aeroport în regim de activitate în 3 schimburi. Inspectoratul General de Poliție a dublat echipele de patrulare și cele de reacție operativă în adiacentul aeroportului internațional Chișinău. Din data de 01.07 au fost instituite posturi temporare a echipelor speciale din cadrul Brigăzii de Poliție cu destinație specială Fulger, Inspectoratului General de Poliție, BDS și IGK. A fost întărite cu 9 angajați și cu 5 angajați pe o perioadă de 30 de zile, în total 14 angajați au fost redicționați în suportul colegilor din sectorul de poliție de frontieră Aeroportul Internațional Chișinău pentru capacitarea forțelor. Pe sensul de intrare în Republica Moldova a fost amenajată zona de așteptare pentru străini, care necesită controlul suplimentar pentru autorizarea sau neautorizarea trecerii frontierei de stat. A fost dispusă elaborarea și desfășurarea unui curs de instruire specializat în domeniul tacticilor speciale de intervenție și aplicarea mijloacelor speciale, a armamentului din dotare, special elaborat de către instructorii Brigăzii cu destinație specială Fulger. Activitatea a fost desfășurată și, la solicitarea Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, aceste activități sunt desfășurate periodic. A fost primită decizia de asigurare a accesului statului la resursele financiare acumulate din taxa pentru asigurarea securității aeronautice, cu scopul dotării corespunzătoare a Inspectoratului General al Poliției de Frontieră în corespundere cu standardele internaționale. Prin controlul tematic au fost indicate 14 măsuri pe care Inspectoratul General al Poliției de Frontieră până la finele anului urmează să le implementeze astfel încât toate procedurile și standardele internaționale privind securitatea aeronautică în cadrul Aeroportului Internațional Chișinău să fie implementate pe deplin. Deja o parte din aceste activități au fost îndeplinite. Urmează și este în atenția noastră permanentă ca Aeroportul Internațional Chișinău și dotarea colegilor din Inspectoratul General al Poliției de Frontieră să corespundă cu aceste standarde internaționale și mai mult ca atât s-a format o comisie interinstituțională prin care noi am evaluat acele riscuri și am venit cu niște propuneri de constituire a unui centru coordonat în vederea gestionării crizelor sau a situațiilor de risc. Dacă sunt întrebări, eu vă rog să vă prezentați și avem 15 minute la dispoziție ca să ne expunem pe problematica întrebărilor. Angelica Ungureanu, TVR Moldova. Deci, domnule ministru, Deci, întrebarea mea sună pe următor. Ați spus că domnul Vasiloi a fost sancționat disciplinar. În ce constă această sancțiune și să ne spuneți și numele secretarului de stat care urmează să fie demis? Deci, sancțiunea disciplinară, mustrare aspră, este valabilă pentru 9 luni în care sunt și niște restricții materiale și sunt și niște restricții de promovare în funcție. O să aflați din demersul care vă să fie înaintat miercuri în ședința guvernului. Și la fel ați enumerat
spune, se cunoșteau de conducerea Inspectorului General al Poliției de Frontieră. Să ne spuneți dacă aceste demisii, patru angajați din câte am auzit, este suficient și dacă mai urmează și alte demisii, la nivel de mai sus. Deci, avem o demisie la nivel de secretar de stat, care în competență este nu doar elaborarea politicilor, dar și implementarea, monitorizarea implementării acestor politici. Avem sancțiuni la nivel de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră. Vreau să vă reamintesc că Procuratura în continuare desfășoară dosarul și aplicarea unei pedepse disciplinare nu are nicio tangență cu sancțiunile sau cu dosarul penal care este în curs. La nivel local, multe din aceste lacune erau admise de către conducerea sectorului Poliției de Frontieră. De aceea s-a mers conform anchetei și conform cercetărilor care au fost efectuate de aceste comisii pe demiterea anume persoanelor din conducerea în atribuțiile cărora intrau aceste deficiențe. Mulțumesc! Domnule ministru, spuneți-ne, vă rog, avem în ultima săptămână cel puțin 4 accidente cu polițiști, între care 3 erau stare de ebrietate avansată. Ce se întâmplă în sistemul de poliție? Cine e vinovat pentru aceste situații și dacă urmează niște demisii la nivel minim sau poate niște sancțiuni în acest caz? Ce întreprinde acum? Deci, serviciul SPIA mi-a prezentat o notă raport prin care noi am evaluat evoluția accidentelor rutiere cu implicarea angajaților MAI în perioada 2020-2023 și, din păcate, constat că este o problemă sistemică, este o problemă care durează. Noi, eu personal, o să dispun ca persoanele implicate în accident să fie sancționate pe nivelul comiterii infracțiunii. Nu o să am niciun fel de toleranță la astfel de angajați. Eu deja am desfășurat săptămâna trecută o ședință în comun cu domnul Chestor și persoanele din cadrul INSP și IGP la nivel de conducere în care am trasat sarcini concrete privind combaterea și descurajarea întrebuințării băuturilor spirtoase nu doar la angajații Ministerului Afacerilor Interne, dar tuturor persoanelor care dețin permise de conducere. Evident, vom înăspri sancțiunile, vom trasa și alte sarcini, fiindcă situația ne impune și vom fi foarte rigiți și foarte tranșanți cu persoanele care admit astfel de încălcări. Câte accidente cu polițiști sunt de la începutul anului, poate cunoașteți? 201. Mulțumesc! Francesca, grândea plăcere. Vreau să vă întreb dacă sancționarea acestor nou funcționari și demiterea a patru funcționari vor asigura că astfel de incidente nu se vor mai întâmpla. Deci, cu sancționarea și demiterea acestor funcționari, problema, evident, nu se rezolvă. Noi ne-am axat acum pe domeniul instruire, capacitare și capacitare cu personal. Deci, noi o să capacităm sectorul Poliției de Frontieră astfel încât să fim convinși că sunt capabili să-și îndeplinească obligațiunile de serviciu și să nu mai avem astfel de situații în cadrul aeroportului, dar și în alte puncte de trecere a frontierei de stat. Ați mai spus că a fost amenajată zona de așteptare pentru străini, ei vor fi verificați. Anterior, cum era? Nu era această zonă, unde erau verificați oamenii care nu sunt... Deci, în raportul meu, ați auzit că după ce a fost concesionat aeroportul, și prin investițiile făcute de Avia Invest, sectorul de Poliție de Frontieră a fost lipsit de careva infrastructură vital necesară pentru activitatea lor. Și această zonă nu era amenajată. Noi am amenajat-o după incidentul din 30 iunie.
Întrebări la Magdalena TVO, ați spus că nu se ajunge în personal, este un deficit de aproximativ 37%. De ce s-a creat acest deficit și cum veți atrage oamenii în funcție de ideea? Din statistici, noi observăm o fluctuație majoră de personal, nu doar în cadrul Poliției de Frontieră, dar în cadrul MAI per general. Această fluctuație, în mare parte, este în minus în lunile de vară. Spre lunile de toamnă, noi observăm din anii precedenți o angajare masivă în cadrul inspectoratelor din MAI. Evident, noi o să lucrăm la politicile de asistență socială, o să lucrăm împreună cu colegii pentru ridicarea salariilor și pentru motivarea și să avem o atractivitate față de serviciu în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Se lucrează la acest aspect. Mai am o întrebare. Revenim la accidentul cu implicarea polițistului de la Inspectoratul de Poliție Florești. Deci, domnule ministru, ați declarat că a fost confiscat automobilul în acest caz. Din câte cunoaștem, legea la noi nu prevede confiscarea automobilului în baza căror rigori. Este confiscarea specială. Și cadrul legal ne permite să facem acest lucru. Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, ce viziune aveți referitor la viitorul acestui minister? Rămâne el cu atâți angajați, ați vorbit despre faptul că nu aveți cadre suficiente, salariile sunt mici, avem un exod al polițiștilor din sistem. Care este viziunea ministerului? Rămâneți cu organigrama aceasta sau veți modifica lucrurile? Lucrurile vor fi modificate. Suntem în procesul de regionalizare. Și în raport ați putut observa ceea ce ține de intervenția celei mai apropiate patruli, fără a ține cont de regiune. Noi o să restructurăm activitatea poliției, astfel încât să avem o acoperire maximă pe teritoriul național și să avem acel termen minim de intervenție. Evident, remanieri vor fi. Reorganizări urmează. Și cu întrebare legată de combaterea corupției. Potrivit modificărilor din legislație, Ministerul de Interne are sarcina de a lupta cu corupția la nivel mic. Vreau să vă întreb dacă ați constituit sau nu organul de combaterea corupției la nivel Ministerului de Interne. Sarcina încă nu este trasată Ministerului de Interne. Proiectul de lege a fost retras de pe ordine zi. Asta înseamnă ce? Că nu există structura necesară. Rămâne la nivelul anterior și procesarea, sau rămân în atribuția organelor competente, cum a fost până acum. Domnule Frost, totuși, de ce a durat atât de mult să prezentați rezultatele anchetei și insistăm să ne faceți public numele secretarului de stat? Deci, eu am menționat că paralel cu anchetele desfășurate de către Ministerul Afacerilor Interne a fost inițiat și o cauză penală în cadrul Procuraturii. Noi ne-am încadrat în termen ilegal în ceea ce ține de investigație și elaborarea actelor administrative. Ele au fost în deplină corespundere cu legislația în vigoare. Dar noi ținem foarte mult la confidențialitatea datelor și noi nu am dorit ca să publicăm careva date care ar periclita mersul dosarului care se află pe rol în cadrul Procuraturii. Cine este secretarul de stat care urmează să fie demis? Miercuri, în ședința de guvern, o să aflați. Dacă tot a apărut deja în spațiul public, că este vorba de domnul Ghenadi Marian, poate ne confirmați acum? Deja presa... Încă o dată, nu. Deja a apărut în spațiul public informația că este vorba despre domnul Ghenadi Marian, care urmează să fie demis. Poate confirmați? Eu nu-l cunosc pe domnul Ghenadi Marian și noi nu avem secretar de stat cu acest nume. Cu aceasta, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Mi s-a raportat despre caz, detalii urmează să fie făcute publice.
Mulțumesc mult!